Mesajul meu astăzi, în prima zi de campanie electorală pentru al doilea tur între alegerile prezidențiale, este dublu, de fapt. Primul este acela de mulțumire pentru toți aceia care au considerat că președintele actual și viitor, Klaus Iohannis, merită votul și încrederea lor. Și al doilea este un mesaj de mobilizare și îi rugăm pe toți aceia care cred că România este sătulă de PSD și s-au săturat de politica murdară pe care PSD-ul a făcut-o în ultimii ani, să se prezinte și în turul al doilea, pentru că doar așa, cu un procent mare, vom reuși să arătăm tuturor că România este o țară în care dreapta s-a reconstruit și dreapta este o alternativă normală pentru țara noastră.